Bună ziua și bine v-am găsit la proba online de exerciții de matematică. Perfect, am făcut asta. Pentru că... Clasa... Zicem așa, facem întâi o problemă și după aceea facem un subiect de teză. Perfect. Problema 11 la pagina 144. 11 la 144. Terenul de sport al școlii George Călinescu din Onești este în formă de dreptunghi. Deci terenul este în formă de dreptunghi. Am să desenez un dreptunghi, dar nu știu cum arată dreptunghiul. Puteți să-mi arătați cam cum? Poți să vin? Te rog. Deci dreptunghiul? Dacă vrei să iei din ea. Cam mic. Care are dreptunghiul? Cum spunem? Are două? Ce are? Are două laturi. Două laturi. Două laturi. Două laturi. Două laturi. Deci, este un patru latere. Da. Un patru latere. Cu laturile, o să spunem laturile paralele. Că dacă le-aș produce așa, nu s-ar întâlni niciodată. Niciodată, ca linii din terenul, da? Linii din care interată, nu sunt direcționate. Și cealaltă la fel sunt. Deci, ce este dreptunghiul? Este un patru latere. Cu laturile opuse, paralele două câte două. Și are și un unghi de ăsta așa drept. Adică, un unghi de 90 de grade. Ca exact ăsta de la... Ăsta de la echer, da? Uitați-vă. Așa. Ăsta e un drept sau un unghi de 90 de grade. Ăsta așa. Da? Deci, atenție! Copii, țineți cont că dreptunghiul este un patru later, cu laturile opuse paralele două pe două și mare încă o șmecherie. Ăstea opuse sunt egale. Deci ăstea două sunt egale și ăstea două sunt egale. Și toate unghiurile, hai să spunem că cea dreaptă, nu m-am unghi, toate unghiurile sunt drepte. Adică sunt de 90 de grade. Da? 90 de grade. A, B, C, D. Și iată, acesta este un dreptunghi. Deci, acest teren de sport, în formă de dreptunghi, are perimetrul 300 de metri. Perimetrul? Dar ce înseamnă asta? Perimetrul. Lățimea plus lungimea. Tu, David, de ce spui perimetrul? De două ori lățimea, ori de două ori lungimea, între ele plus. Adică, nu. Deci, adunate. Perimetrul înseamnă să vedem așa. Dacă plec din colțul ăsta din A, până mă întoarc înapoi, cam ce lungime are ăsta, dacă ați desfășurat, aș vrea să văd cât e de lung, da? Asta înseamnă. Deci, perimetru, ca formulă, nu trebuie să țineți cont ca formulă, ce înseamnă? Adică, tot conturul acela trebuie să-l parcurge, da? Deci, perimetrul lui A, B, C, D. Dați-vă cum se notează, voi. Da, perimetrul. Lui ABCD, este egal cu... 300. 300, dacă e problema. 300 de metri. Metri. Da. 300 de metri. Și lungimea de două ori mai mare decât lățimea. Iar lungimea... Deci lungimea e mai mare decât lățimea. De două ori mai mare decât lățimea. Deci lungimea, el mare, egal cu de două ori, el mic. Care sunt cele două dimensiuni? Deci cât este lungimea, cât este lățimea. Deci el mare egal cu cine și el mic egal cu cine. Asta ar fi problema. O mai citesc o dată ca să înțeleg problema, că dacă nu înțeleg, eu nu o pot arăta. Vreți să vă gândesc eu, dar o repetru. Bine. Deci perimetru, adică toată lungimea, conturul ăsta, gardul, dacă ați fost împrejbuit cu un gard, ne-am întrebat autorul, câți metri de gard sunt acolo? În total, sunt 300 de metri. Lungimea asta și lățimea, lungimea e mai mare de tot decât lățimea. Întrebarea este,
Câte lungimea, câte lățimea? Idee. Ia să vedem. Poți scrie pentru ca latură plus lungime plus lungime. Lățime plus lățime. Și o să poți să-și înlocuiești. Deci tu zici așa, l mare plus l mare plus l mic plus l mic. Și egal cu 300 de metri. Da, îl vom înlocui pe el mare cu el mic. 2 el mic. Cu 2 el mic. Da, deci el mare este de 2 ori el mic. Adică va fi el mic plus el mic plus 2 el mic. Plus, încă dată 2 el mic. Deci 2 el mic plus 2 el mic plus el mic egal cu 300. Și o să adăm 2 el plus 2 el plus el plus care va fi cât de mic? 4 și cu 2, 2, 2, 6. 6 l. Deci 6 el mic este egal cu 300 și Daria el mic va fi egal cu el mic va fi egal cu 300 împărțit la 6, adică el mic va fi egal cu 50. 50 metri. Iar el mare, da. Mario. Lățimea de drag și B este 100. Și B este 50. Da. D și C este 100. A și D este 50. Da, da, perfect. Deci asta este decât de 50, ai zis. Asta e tot 50 în sentimentale. Asta fiind de 9 ori 100. 100 și asta. Și în total, vezi că dă proba foarte bine de 300. Da? Am înțeles foarte bine. El mare egal cu 100 de 2 ori 50. Și face 100 metri. Asta a fost problema, nu? Nu, s-a dat profesorul asta. Așa că ați vrut dumneavoastră. Așa. A, calculați. A, aria terenului de sport. Aria terenului de sport. Iertați-mă, n-am legat problema, n-am citit, domn profesor, a luat repede. Deci terenul este înconjurat de o pistă cu lățimea de 2,5 metri. Deci asta e terenul și acum este de jur împrejur. Este vorba de o pistă de alergare. Da. Da. Și lățimea ei este de cât de 2 metri? 2,5. 2,5, da? Da, da. Da, 2,5 metri. Da. Asta mai era. Da? Acest teren este înconjurat de o pistă cu lățimea de 2,5 metri. Și acum calculați. Aria terenului de sport. A. Aria lua CCD. B mic. Vă dau toate subpunctele? La calculați? Deci aria lui A, A, B, C, B, C, D, A, B, C, B, B, la B, B, perimetrul exterior al pistei. Perimetrul exterior al pistei, da. Perimetrul... Puteți fac o altă figură. Hai să vedem așa a fost terenul. Deci A. A. Se vede urmă de ce te spun din domnule, domnule. Da, da, da. Deci, hai să fac și pe margine. O să desenăm la 2 metri și jumătate un alt drepturiu. Deci un alt drepturiu. Pe exterior, situat la 2 metri și jumătate, și ni se cere perimetrul acestuia. M, M, P, Q. A pistei. Da. Perimetrul exterior al pistei. M, M, P, Q. Egal cu 5. Și la ce? Aria pistei. Aria lui M. E, P, Q. Egal cu cine? Păi area pătratului, eu știu. Nu-i pătrat. Dreptunghi. Da. La lățimea lungime. Deci știm asta, da? Și noi știm și lățimea și lungimea, tocmai le-am aflat. Tocmai. Deci la area aici o să răspund foarte repede. Va fi... El mare, cine? Ori el mic. Puneți să fie formula copii, eu nici nu știu așa. El mare ori mic și este egal cu? 100 ori 50. Așa scrie, 100.
ori 50. Ce facem? Ai spus 5.000? 5.000 de ce? Metri. Care? Numai metri pătrați. Asta e important. Metri pătrați? Că am mulțit așa și așa. Un metru pătrat, ce înseamnă un metru pătrat? E vorba de un pătrat cu latura de un metru. Un metru așa și un metru așa. De-aia zicem metru pătrat. Deci când spunem un metru pătrat, înseamnă un pătrat cu latura de un metru. Așadar, vine aici metru la a doua. Din ce motiv? Că am avut odată metru aici, odată metru aici și metrul, metru, faci metru la a doua. Bun. AUMFQ. Știind că distanța asta așa, 2,5 metri. 2,5 metri. Să aflăm perimetrul MNPQ. Adică distanța de acolo. Păi dacă tot perimetrul pătratului este 300. A dreptunghiului, da, fii de atenție. A dreptunghiului este 300. Da. Eu trebuie să mai măresc cu 2,5 metri pătrați ca să... Un metri pătrați ca principiu. Cu 2 metri jumate. Da. Ca să aflu cât este metru pătrat. Permetul dreptunghiului. De nu lui dreptunghi, al lui MNP. Da. Asta vreau să aflu. Păi, ai să 300 ori de 2,5. Nu. Cum? 300 ori, da. 2,5. 300 ori 2,5. Care e baza raționamentului? De ce ai gândit așa? Pentru că dacă eu o să măresc dreptunghiul, știind că perimetrul lui este de 300. Ce înseamnă perimetrul? La... Ce înseamnă? La ABCD. Acolo, la ABCD. Acolo sunt doar... Ce înseamnă perimetrul? Tuturor. Laturile. Deci, perimetrul înseamnă așa, asta, plus asta... Darius. Deci, asta, plus asta, plus asta, plus asta la perimetrul. Eu aș spune 25 ori 4 și apoi adunăm 300. Deci, de ce 25 ori 4? 2,5. Pentru că sunt 4 laturi. Și spui la 2,5 se mulțim cu 4. Și apoi scadem în 300. Și apoi mai adunăm în 300. E sigur că așa trebuie făcut? Haideți să luăm pe figură, domn profesor. Eu asta vreau de la ei, să vină cu ei cu inițiativă. Dacă știu că am pătratul acela. Am dreptunghiul acela. Dreptunghiul acela și vreau să fac mare cât cel mare. Așa. Adică area... Nu mare, mă, că nu e distinție între area și perimetru. Area este o problemă, când afli suprafața de aici cât este, iar perimetru înseamnă așa. Lungimea într-o latură. Pe mutie, pe latură merg. Deci, deosebire între aria. Deci, atenție, insist mult că una este aria, care înseamnă să măsori suprafața aceea. Poate. Deci, suprafața asta din interior. Și alta e perimetrul, de margine să merg. Și nouă ni se cere acum să aflăm perimetrul. Dar cât ar trebui să fie? Perimetrul ar trebui să fie mână, plus lângă, plus băchiu, și apoi scriem, bă, hai să scriem așa, hai să scriem așa. Deci perimetrul MPQ este egal cu Daria vorbește. Mână. Plus NB. Plus NB. Plus B. Q. PQ. Plus MQ. Plus MQ. Asta sunt, da? Și dacă l-aș afla, aș fi foarte fericit. Da. Cum să fac? Cum să fac? Aici. Eu știu pe AB. Puneți AB, așa. AB. O știu că am muncit la ea. Cât e de mare AB? 100. 100, da? 100. Ei,
și vezi bucățica aia, bucățele strate, cât de strate. Da, 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 da. Deci 100 este asta, da? Ia uite. Adică așa dacă aș veni. Uite, 200. Asta de deasupra. Adică mai trebuie... Asta cât este de mare, care mă duc eu și pe eu? 100. Hai, 100. Și asta la sus, tot la fel, poate, da? Da, aici 100. Ia uite. Pe cât era CD? AB, AB CD. Și CD. Păi CD... Era tot 100, nu? Tot. Pe doi drepturi. Da, AB era tot CD. Da? Și am zis asta de aici, hai să notăm. Tot cu roșu facem. 100. 100, tot 100 aici. Da. Și vreau să notăm și cu niște litere, să zicem așa. A prim. A prim, hai să zicem. B prim. C prim. Și D prim. Deci, ia uitați-vă, mă rog. Păi, că... De acolo până acolo știți. Da, știu, dar îmi spune că trebuie niște bucățile ca să facem. Cât? Uite ce zici. Adică o să adun la 100, da? O să adun la 105. 5? Asta e. Asta. Deci asta cu vrea. Și asta cu vrea. Față 2,5. Deci 2,5. Și 2,5. Și total asta va fi, de a spus voi, 105. Și acum tot vom trage... Deci nu ești de acord, nu? Ești de acord? Da, dar ea nu e încătată, a spus că nu crede. Dar hai să mai vedem o dată. Nu e 205? Da. Dacă e 205? 205. Păi dar 2 de 100. Păi 2 de 100, dar unde mai sunt două bucățele și tot? Noi vorbeam doar de la QPM. Numai de asta se ducem acum. Deci asta este o dată 100. Și fiindcă am pus darea 2,5 aici. Și am mai pus 2,5 aici. Deci pe ăla, capetele alea mici. Că e lățimea piste. Lățimea asta nu e atât la și sus, 2,5. Asta de aici nu e, înseamnă 2,5. Și 2,5 cu 2,5 înseamnă 5. Și 100 cu 105, la doar QB. Că poate ei nu am înțeles că vorbim doar de QB. De ce nu ești de acord? Ceva nu ți-e plac? Nu, trebuie de ce ăla cu 2,5. Deci am pus 2,5? Există încă o dată. Păi asta vreau să iei. Cu terenul este înconjurat de o pistă. Terenul este înconjurat de o pistă cu lățimea de 2,5 metri. Adică de jurul prejurul dreptunghiului acela este o pistă care are o lățime de 2,5. Oare și așa am pus? Oare și așa am pus? Și pe lățime și pe lungime. Sigur, da. Deci vezi? Adică acolo avem tot o tăiat așa. Pistă trebuie să supun și tot dreptunghiul. Dar pe dacă înconjurat dreptunghiului tot, că nu e dreptunghiul. Sigur că da. Nu? Pista vine de jur împrejurul dreptunghiului. Și vine 2,5 peste tot. Și atunci, fosta lungime devine noua lungime a pistei, 100 plus 2,5 cu 2,5 darea, fac 5. Și atunci, noua lungime a pistei este de 105. Că la 100, la 100, mai pus 2,5, lățimea pe partea asta și încă o dată lățimea pe partea cealaltă. 2,5 și 2,5. Nu așa e? Bine, acum? Ești convinsă? Tot. Și? Acum cât va fi asta? Va fi 55. Din aceeași mătire? Deoarece până la partea aceea vom avea 50. Așa. Și de acolo tot vom avea tot două spații de 2,5. Sigur că și da. Și cele adunate vor da 5 și 50, nu va fi 55. Deci, tu observi foarte repede așa, că în clipa asta am să am aici 50. Asta de aici 50. Chiar am lățimea dreptunghiului din era a dreptunghiului din mai înainte, 50 de aici. Și mai vine bucățica aceea micuță. Nu știu dacă era desenată asta. Da? Da. Și mai vine bucățica asta de 2,5 și partea asta de 2,5. Și atunci, da, 2,5. Datora MQ va fi de 2,5. Și
55. Și iată-o, noua dimensiune va fi de 50 plus 5. Te iau cu 55. Da? 55 de... În clipa asta, dacă am descoperit lungimea 105, lățimea de 55, pe cine va fi egal perimetrul? Va fi 25 și 2 ori el mic, plus de 2 ori el mare. Da. Și egal 2 ori 55. Plus de 2 ori 105. Și cât este? 210 plus... 110. 210. 210, el zice la fel. Aici, da. De acord. Da. 210 plus... 115. 110, David, 210. 110. Și îl face în total? 320. De ce, copii? 320 metri sau metri pătrați? Metri pătrați. Metri pătrați. De ce este așa? Adică lungimea cântau așa... Pentru că e un pătrățel. Un pătrățel e un pătrățel. Pentru că e lateral. L-ai făcut doar sau plus? Între ei. La perimetru. Aici, la perimetru. Am făcut plus între ei. Și atunci... E metru sau metru pătrat dacă ai făcut plus? E metru. E metru, simplu. La arii metru pătrat. Că vreau pătrățele de astea de câte ori să cuprind. Că practic asta fac. Când aflu aria, știu că un metru pătrat este un metru așa și un metru așa, metru pătrat, și mă văd de câte ori merge pătrățelul ăsta. O dată, de două, de șapte, de 10 metri pătrat. Metru. Da, da. Ei trebuie să vedea foarte clar, acum la 5. Păi dacă vreau, insist, înțelegerea noțiunii de perimetru, adică lungimea conturului, parcă ar fi o sfoară. Și vreau să văd cât de lungă sfoara, după ce mă duc pe marginea dreptului și mă duc în sol, și vreau să văd cât metri are. Asta înseamnă perimetru. Iar când zic arie, înseamnă ce e vorba din interior, câte pătrățele de astea pun aici. 1, 2, 7, 9, dar eu nu fac asta, ci mulțesc cu ăsta, cu celălalt, le mulțesc. Și astfel aflu câți metri pătrați sunt. Câte pătrate sunt de acelea. Câte pătrate se cuprinde acolo. Când vreau la conturi, ca să văd, cum zic, 1 metru, 2, 7, 9, 1 metru. Și tot metru, continuare. Știți bine, unitatea de măsură pentru lungime este metru. Și eu doresc să văd câți metri de aceștia vor fi pe conturul respectiv. Deci metri sau metri pătrați? Metri. Metri. Mai greșit, da? Metri. Și aia vom face. O secundă. De ce am avut greutăți aici? Dar ea, vreau să-mi povestești tu. Unde te-ai părcărit tu? I-au zis de 4 ori 2,5. Vedeți că era de câte ori 2,5? 2,5 era de 3. Chiar așa. Așa, și ce i-au zis 4 ori? De 4 ori. Da. Da. De 4 ori. Era de 8 ori. Asta-i. Oare de ce era de 8 ori? Pentru că este cu, pentru că este cu 20 mai mult decât... Dacă nu vezi să dau pe figură. Ia uite, de câte ori? Ia uite, 2,5. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci de 8 ori de 2,5. Voi v-ați păgărit că ați adunat doar de 4 ori. Da, e așa vreau să. Dar n-ați înțeles că fiecare capăt se mărește cu 2,5. Ai început că nu era de scadere asta. Ați spus. Sigur că da. Deci te-ai păgărit foarte repede. Și tu, fără de semnă, ai mușcat din problemă felul ăsta. Ce să mai fac cu 10? Știam că 300 era ăluia din interior. Da? Și atunci, bine, uite, perimetrul unei dreptunghi, perimetrul unei dreptunghi A, B, C, D, egal cu 700. 700 de metri. Dreptunghiul ăsta se mărește cu toate dimensiunile, se măresc, Z,
sau de, de se conjoară în alt dreptul, situat la 3 metri fiecare. Ca și cum ar fi o pistă de 3 metri. Ah, puteți să spuneți perimetru, vreți să afară noua pistă? Exact. 3 metri vreți, da? Cu 3 metri, da. Perimetrul M pe Q egal cu cine? Domnul, nu știu, zi cât. 3 ori 8 Dar de ce 3 ori 8 Pentru că sigur că dacă nu mai e nepăcărit, da? Deci cu cât s-a mărit cu 3 metri și înseamnă 3 ori 8 plus 3 ori 8 plus 3, 700 acela și atunci face 24, 724 metri. Și haideți să trebuie și problema asta. Aici aria va fi egală cu... Aria în ochii dreptunghi, practic. Aria în ochii dreptunghi, da. Aria? Da. Lungimea ori lățime. Și care e? Și va fi 5775. Adică adică 105 ori 55. Așa, da. Egal cu 100, cât e zis? 5. 105. 5 ori 55. Egal cu 5775 metri pătrați. 5775. Dar nu, 5775. 5775 metri pătrați. Așa este. Ce a avut autorul prin problema asta? Ce credeți că a avut voi chiar? Vedem dacă știm... Înțelegeți voi ce înseamnă perimetru? Prima problemă a fost dacă știți ce înseamnă perimetru și primul dacă știți ce înseamnă aria. Perimetru înseamnă lungimea conturului pe margine, de cât ai. Dacă am pune gard acolo câți metri ar avea gardul respectiv, asta înseamnă perimetru. Și ați înțeles că e de două lungimea plus de două lățimea. La dreptunghi. Să știm ce înseamnă dreptunghi. Iarăși, că are două lățimi, nu? Adică, ce înseamnă dreptunghi? Că laturile opuse sunt egale, loc de loc, că sunt paralele, mai multe informații am avut noi. Sunt în lungă, asta vreau spune lungime. Da, dacă ar fi lungimea egală cu lățimea, ce s-ar întreba? Ar fi pătrat. Ar fi pătrat atunci. Da, deci când nu e, dimensiunile nu sunt egale, una e mai mare, aceea este lungime, cealaltă lățime. A vrut să vadă și ce înseamnă perimetru, ce înseamnă aria, cu cine este egal perimetru, cu cine este egal aria. După care vine cu această chestiune frumoasă, când mărește, practic, dreptunghiul acela cu, nu, cum spune el, cu o pistă, de, cu o bandă, hai să zicem o bandă, care determină apariția altui dreptunghi pe exterior, și din nou s-a pus problema. Aflați area și... Da? Perimetru și area. Din nou, dar de data asta a fost chiar într-un moment dificil, da. Pentru că n-ați ghicit lungimea și lățimea acestuia. Noului teren. Noului teren. Asta. Trebuie să vă mărturisesc, ei pe data primului pași în geometrie, habar nu au nici măcar să măteze la capete cu litere. Cu litere. Deci, stai puțin, tot din nota la clasă, ei n-au făcut, iar tu acasă când te-am pus, gota A, O, B, C, D, de la mijlocul laburi. Deci, de dar mai ales... Am înțeles, da, da. Știți? Și... Spendele exact, și dacă ei o să le prindă bine, domnul profesor, cum le explicați dumneavoastră aici, ei vor face foarte bine. Da, da. Deci să spun, familiarizați cu informațiile astea, când mâine lucrurile vor fi. Dar în câte, ce ați fac în geometrie? Lucruri simpluțe. Esențiale. Nu? Da, lucruri simpluțe, dar nu într-atât încât să vă creezi așa o mare... Da, și vă speriați. Da. Mergem mai departe. Da, trecem tabla. Deci, da. Mai are o oră. Mai are o oră. Ce mi-a fost ideea?
Ia să vedem ce e. Da. Aveți o problemă? Dacă vreți să facem o problemă, să facem o teză completă. Facem o teză, nu? Cine? 5-6 jumătate. Da. Avem timp de teză completă? Avem. Bine. Așa, pe dragul 3. 10-6. Da. Bine. Dar prezentul de calculată. Da. A 2008-a decimală, mie îmi place asta. Vedem ce știu. Da, facem teza 3. Teza 3. Lasă. Nu trebuie. Teza 3. Teza 3. Teza 3. Prima execuție. 1. Da. A 2008-a decimală a numărului 3 pe 7 este... Deci 3 pe 7 se scrie ca fiind... 3 împărți la 7 se face. Vă rog să facem. Faceți împărțirea. Și a 2008-a decimală. A 2008-a decimală. Egal? Deci 3 pe 7 egal cu, facem împărțirea, 0, o să spun eu? 0,4285571 în perioadă. 4,2,8 6 4 4 6 4 că a urmat să se repete, să se repete, în sfârșit, și cea de pe 2008, cum face? 2008 la poziție este, să vedem cum gândim. Cum gândim? 2008 împărțit. Dacă mi s-ar cere decimala de pe a 12-a poziție? Pe așa am ajuns. Este 2. Ce avem pe poziția 12? Deci, 1. E 1. De ce? Stați, era restul. Am înțeles, era cu resturi. Da, da. Restul? Hai să vedem așa. De ce? Deci, numite mare acum. Lăsați-mi libertatea să... Domnul, a 12-a, pentru că este, sunt 6 numere. Da, și... a 7-a. Hai să vă luăm ușa. Care a fost a 7-a cifră? A 7-a? Așa, a 7-a cifră. 4. A 10-a cifră? A 10-a cifră? 5. 5. A 10-a cifră? 5. Adică a mers o dată de 6 ori și a rămas restul 4 la împărțirea la 6, nu? Până la 10. Da. Și atunci înseamnă că voi ați spus din următoarea grupă, din următoarea grupă, urmează încă 4 cifre. Și a 5-a cifră este, da? Foarte bine. Dar a 19-a cifră. A 19-a? Este 4. A 19-a cifră? 4. Cum ai venit? Păi, pentru că împărțim pe 19 la 6, adică câte cifre sunt... Da, de câte grupe, de câte 6 intră. Și a dat restul 1, ceea ce înseamnă că este prima cifră. Excelent. A 23-a cifră? A 23-a împărțim 6. 23-a împărțim 6, tot 18. Azi are restul 5 și o să fie 7. 23 împărțim la 6, 30. Azi are restul 7. O să fie 7. Da, adică spuneți cu tot 3 grupe de câte 6. Mi-a spus? Da? Ești atent ca să putem sta de vorbă. Deci tot 3 grupe de câte 6 până la 18 și ai sesizat că restul este 5 și restul fiind 5 înseamnă că 5, a 5-a decimală din noua grupă.
7, da. Așa. La 2008 este... Cum facem? Vom împărți pe 2008 la 6. Sigur că da. Deci 2008 împărțit la 6 și face cât? 336. 334. Rest 4. Da? 334. Rest 4. Și adică este decimala? 5. Și răspuns corect este decimala 5. Da? 5. Câte puncte era? Da? Da, deci decimala a 2008 este 5, da, cifra. Că și 5 puncte, 5 puncte luați aici. 5 puncte. Dacă ați fi știut. Să le cunoaștem că n-am. V-ați fi știut. Eu știu. Bine, am scris. Da. Bine, bine. Bun. De ce mai departe? 2. Dacă area unui pătrat este egală cu 81 de centimetri pătrați, deci, area pătratului pătrat. 81 centimetri pătrați. Egal cu 81 metri pătrați. Latura egal cu cine? Atunci perimetrul pătratului este egal cu... Perimetru egal cu cine? Păi dacă adică are o lățime, o lungime egal 81. Pătratul nu are lungime și lățime. Pătratul are numai... Adică... Lățime. Deci 4 lățime egal 81, 4 lățime. Lățime, băi, e vorba de aia. Aici e la memoria, ce ce spune el, e perimetru. Da. Atenție. La aria. Aria este la latură, ori latură. Sigur, dar latură. 81 egal latură, latură. Deci 81 egal cu latură, cât ori cât, da? Deci 81. Egal cu 81, egal cu latură, ori latură, cum ai zis tu, da? Adică egal cu L la a doua. Cine la puterea a doua să facă 81? Cât ori cât să facă? Că el însuși să facă 81. 9 la 9. 9 ori 9. Deci de aici rezultă că L egal cu 9. Și atunci perimetru va fi egal cu... 9 ori 9. Adică 9 ori 4. 9? Adică, 4 ori 9 și egal cu 36 metri. Pătrați sau metri? Metri. Stați puțin. Stați puțin, am avut noi metri la pătrat. Pentru la perimetru. La perimetru este 37 metri la pătrat. Nu, la perimetru e metri. Pentru și la are perimetru. La perimetru e metru și la are. Da? La perimetru e 5. Aici sunt 81 metri pătrați. Să mulțim la grau latura. Metru ori metru. Metru pătrați, acolo metru. Și la perimetru la da. Deci e doar așa. Bun. 3. 3. Problema numărul 3. Numărul. 5 puncte. Nu le luați, mă, hai. Numărul de 11,4 și 3 mai mare decât 14,57. Numărul cu 11,43 mai mare decât 14,57 este. Nu știu cum facem. Care era al doilea? 14,57. 14,57. Și numărul mai mare decât el, cu 11,43, este? A 26, da. Adunăm. 26. Și egal cu 26, da? Aici am luat 5 puncte. Da. Deci nu putem comenta. 4. Numărul de 1,2 ori mai mic decât 1,44 este? 1,2 ori mai mic decât 1,44 este? Mai mic decât 1,44. Stai, ce poți face? Numărul de 1,2 ori mai mic decât 1,44 este? Pare ce trebuie să fac aici? Ce sunt 1,2? Trebuie să? Ce operații facem? Împărțire. Cine? De cine la cine?
unul mai doi mai mic de 1,2 de suspiri. Păi, vreau să văd dacă vă dau puncte. Ce? Cum gândim? Deci, cine este mai mic de 1,2 ori decât ăsta? Da, așa e. Hai. Cum? 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 La 1,2. Așa am gândit și eu. Și va fi 1,2. Ai zis și tu așa, dar hai să facem un clar. Să scriem. Aș fi zis. 1,44 împărțit la 1,2. Și vreau să facem împărțirea. Exact. Și vreau și restul. Eu am spus. Va fi... Vreau câtul și restul împărțirii. Domnul profesor, vom amplifica cu 100 ca să facem pe descăzut total. Cu cât? Vom amplifica cu 100. Dar de ce cu 100? Deoarece vreau ca de împărțit. De ce cu 100? Stai! De ce cu 100? Păi nu, ca să fac... Ca să luăm și de împărțit număr... Ca să fac un număr natural. Nu ești atât de grăbit și te interesează în primul rând împărțitorul să-l faci natural. Deci nu te frământă de împărțitor. Tu știi să faci împărțirea cu ajutorul în virgulă. E, dar e mai ușor așa. Ții mai ușor, ții așa. Faci așa. E mai ușor așa. Nu mă deranjează. Dacă vreți să faceți așa, faceți așa. Și venim cât echivalent 144. 120. Și? Intră o dată. Merge o dată. 120 și mai veni 24. 24, da. 1,0 și adaug 0. Așa. Și merge de două ori. Da, merge de două ori. 240. Și fiindcă v-ați provocat, n-am ce vă face, o să vă cer să găsiți restul împărțirii numărului 1,05 la 2,3. Aici că s-a împărțit exact. S-a împărțit la exact, nu este. I-a căutat restul. Da, restul aici e 0. Deci 1,5 împărțit la 2,3, vreau câtul cu două decimale. Câtul cu două decimale și urmă restul împărțirii. Păi așa trebuie să câtul cu două decimale. Deci câtul împărțirii cu două decimale. Adică 1,2, cum s-a dat aici 1,2, să-ți dea 1,27 sau cum să vă dea, împărțiți, da? Dar câtul e 4 atunci. Unde? Eu am înțeles că mă referam la cât. Deci, asta este de împărțit. Da, în parcă, știu, mă am zis. Asta este împărțitul. Nu împărțit. Și de tot ține un cât. Conform teoriei împărțirii cu restul întâmplă de aici, de împărțit, egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul. Vreau câtul cu câte decimale, am spus, cu două decimale. Deci numai cu partea întreagă, dar de 4. Da, știu. Vrea și 2 decimale după 4, domn profesor, la cât? Vreau câtul împărțirii cu 2 decimale. Și după aceea restul care vă rămâne, să spuneți și cât este. Veți spune și cât este restul final. Deci, vreau câtul cu 2 decimale.